Vă salut! O nouă zi la Stupina. Continui proiectul. Aseară nu v-am mai arătat. Am început să pun dulape ăștia. Am pus doi. Astăzi am venit la Stupina să continui. Afară sunt în jur de 12 grade. Da? Fetele au un zbor frumos. Ia uitați, acum se cunoaște și albina care cedează, se scoate din stup. Și le găsesc pe aici, pe jos. Uite și în partea asta. Pe fiecare rând. Ia uitați, aici sunt mai multe albine moarte. La stupul ăsta. Am să vă arăt ce fac eu pe aici prin stupină, că am văzut că doriți să vă arăt lucrul ăsta, dar o să mai deschid și cât un stup, așa să vă arăt. Deschid ăsta, l-am lăsat pe 10 rame. Să vedem cum se comportă, ce avem înăuntru. Împachetajul, așa cum vi l-am arătat. E pus deasupra aici. Să-l iau cu tot cu asta, că s-a lipit. E propolizat acolo jos. Păturica. S-a lipit de propolis. Și asta e pusă direct peste rame. Ia uitați-le. Hai să apropii ca să vadă. Se văd. Sunt deci din margine. Acum dacă le-am tras cârpa asta, a început să iasă și el. Deci de la un cap la altul. Da, nu știu dacă se văd, dar cred că se văd. Asta iernează full. Gata, să-l acoperim la locul lui. A, și încă ceva care vreau să vă arăt. Aseară în comentarii mi-a cerut să... De fapt, Vali Moise, te salut, Vali. Mi-a cerut să-ți arăt ramele mele de magazii, cele de 1x2. Și am să merg să-ți arăt acum și să spun și dimensiunile. Așa, acum pentru cei care nu au văzut cum depozitez eu ramele, așa le depozitez. Astea sunt ramele de magazii. Acestea sunt magaziile de 1x2 cu distanțier de rame, da? Pentru că ramele sunt drepte, fără umeraș Hofmann, da? Și vin introduse aici și intră în
în loc așa aici. Da? Intră fix, nu se mai mișcă. Am coborât puțin mai jos locașul pentru că aici la bază are 25, iar eu ramele sunt de imediat să iau o ruletă. Au 3 cm. Deci au 3 cm. Sunt date ca și dimensiuni. Deci e la fel ca și o ramă normală de 470. Da? Deci 470. Înălțimea sunt un pic mai înaltă decât sunt 165, da? 165 înălțimea lor, pentru că magazinele astea au 175, da? 175, ele intră aici și vin la față, jos aici, da, exact la M, pentru că dacă pun magazie peste magazie sau peste cuib, eu am aici o distanță de un centimetru, ceea ce formează luftul dintre rame. Deci, v-am arătat și lucrul ăsta. Ăsta e stocul de turtă proteică pentru primăvară. Aici am comandat niște cupule de-astea. Port cupule. 1000 de bucăți. Cu asta lucrez, cu Nicot. Era magazinul apicultorului. Și de asta am luat 2000 de bucăți. Cupule din plastic. Aici am o comandă de mere pentru un client. Mierea polifloră. Da, săptămâna viitoare, cred că am vorbit cu domnul Vasile de la Fagur Mureșan și o să vină să-i dau ceara și să-mi iau foițele. Aici am niște ceară topită la topitor solar. Ia uitați, eu așa am două tăvi de-astea mari în topitorul solar. Am să vi-l și arăt imediat, topitorul solar. Și am să-i dau toată ceara asta. Am vorbit cu el să vedem, poate mi-a și calupe ăștia de ceară netopită. Aici e căpoceală băgată la presă. Am mai mult, am și pe acolo. Ia uitați. Am vorbit cu el să vedem. Să-mi ia tot și ramele, să nu le mai topesc. Toată ceara care o am și ramele și să-mi dea foiță pe ele. Asta e presa la care am presat căpoceala. Da, o presă de nici nu știu câți litri are. 10, 12, nu știu. O am luat mai de mult. Bun, haideți la treabă. Ia uitați și ăștia care i-am strâns în stupeștea, unde a fost nucleid în perechere. Ce zbor frumos au și ei. Vin și cu polen. Grăuncioare micuțe de polen, dar foarte frumos. Gata. Am mai cumpărat niște dulap de ăștia de 5 pentru codină. Și acum să continui cu lucrarea.
pentru că acolo am bază înclinată. Trebuie să tai așa în unghi dulapul. Gata, am făcut conexiunea și la scurgerea de la ghiuvetă, acolo va veni ghiuveta. Acolo va veni ghiuveta de afară și aici vasul de toaletă. Și mai am aerisirea. Gata, am pus și aerisirea. E cu supapă. Am ridicat-o cât am putut de sus să ne ajungă apa la ea.
Oricum are supapă și nu intră în groapă.
Ei, și cam atât pe ziua de astăzi. Am făcut suficient. Important e că am terminat cu scurgerile astea. Nu mai am treabă cu ele acum, decât să le conectez. Mai am acolo, să zic, vreun metru 20. Dar acum de luni. Afară deja s-a înnorat. Mâine se anunță ploaie toată ziua. Cam atât. Revin de luni. Să vedem cum o fi și vremea. Sănătate și numai